Băncile, sigur nici ele nu, nu, nu sunt formate din îngeri, pentru că bancherii sunt oameni cu ima de piatră, nu? N-au milă, n-au îndurare, n-ai plătit, te execut. Dar ce să mai execuți când uh, debitorul nu mai are nimic? Masa credală zero. Când e vorba de coloși, cum au fost și ei din America, sau din, care au căzut, General Motors sau... Uh, și inclusiv coloși financiari. De ce? Economia monetară care s-a creat prin acest tip de emisiune, un fel de pariu cu viitorul, eu imit bani, tu construiești ceva, dar dacă proiectul nu reușește, pentru că din cinci proiecte de cercetare doar unul sau două reușesc, celelalte clachează. Și atunci, sau în mod natural, această entropie negativă a capitalismului și a socialismului, pentru că și în socialism s-a întâmplat același lucru. Am mai vorbit, revolta de la Brașov s-a produs că banii nu mai aveau acoperire în active. Erau muncitori la Brașov care au primit fluturaș drepturi de salarii 2 lei. 2 lei. Sau pentru că și, capital, și socialismul ăla era un fel de capitalism în subsidiar. Totuși, banul circula, era, era un monopol, care s-a prăbușit, pentru că el n-a mai avut eficacitate. Oamenii nu mai au vrut să muncească, egalitarism, inginerii spuneau, dacă mă plătești mai prost ca pe un muncitor, nu mai fac proiecte. Această epocă glorioasă a capitalismului, care a distrus socialismul, a bătut tot ce era de... A ajuns acum la final, cu datorii extrem de mari, Japonia aproape 400% sunt datoriile publice și private, 400% din PIB. Deci dacă PIB-ul Japoniei, se spune, e 5.000 de miliarde de dolari, cam atâta este, datoriile totale a japonezilor, 20.000 de miliarde. Nu le pot plăti uh, generațiile viitoare pe un mileniu al Japoniei. În cazul Americii, 250%. În cazul... Belgiei, 285, Franța, 260. Dacă este să, să ne raportăm cu, în concret și să ne raportăm la noi, la oameni, merită toate astea? <laughs> Așa, întrebat, o întrebare. Eu la vârsta mea vă spun, nu, nu merită, dacă aș avea 20 de ani, aș spune care e problema. Adică merită. Sigur, merită să riști, trebuie să trăiești, trebuie să te distrezi. Bun, ajungem la. Cum se vor regla asta? Tot ajungem prin conflicte? la una din dimensiunile fundamentale ale omului. Dimensiunea ludică și, cum să spun, setea de câștig, setea de bani. De ce joacă oamenii la bursă și bărbații și femeile? De ce fac. Din de ce sunt de pariuri? Ușor? De ce pariază, nu știu, dacă bate FCSB-ul pe nu știu cine sau cine câștigă campionatul mondial? De ce pariază? Ei își asumă niște riscuri extraordinare. De ce credeți că joacă oamenii la bursă? Nu e o ruletă bursa? Păi eu dau, nu știu, cât pe acțiunile cu tării campanii, aud un zvon și mâine îl vând la... Bun, sunt speculatori acolo care... Bun, asta este deja Bun. un joc. Bun, deci... Aici am vrut să ajung. Economia reală e foarte uh, palpabilă, o poți cântări, măsura. Economia banilor e un balon. E virtuală. Și acolo e. Acolo apar problemele. Nu se Acolo și e diavolul <laughs> care da. gestionează. Diavolul sau alții care se susțin. Pe unii motivează, pe unii și recomand ca să. Nu fac acum nicio anecdotă, ar fi urât. Există un roman, o capodoperă a lui Dostoevski, Jucătorul. E vorba de propria lui tentație de a juca. El a scris, de fapt, sub uh, această spaimă că nu și poate plăti dator. A pierdut foarte mulți bani în el. Veci la... Și asta înseamnă rule. că noi, fiecare Iar individ în... trebuie să-și asume și să știe. Exact. Dar... Uh, Dosescu spune acolo, prin personaj, nu mai joc, sunt un om nenorocit, mi-am distrus familia, sunt o epavă. Și spre final spune, dar dacă mâine câștig, câștig aș citi românul, da. mă bucur din suflet. Da. Asta e, e tentație. natura umană. Da, dacă există această tentație, nu? Și oamenii intră acolo, ei știu riscul, dar le uită, li se spală Iar creierul noi și... trebuie să fim atenți, da. să facem mai ales toate cei aceste guvernează. mișcări să nu afecteze. Să nu afecte. Și aici vorbim la nivel de politici da, și de cei politici, care da, jonglează da. cu soarta celorlalți. Da. Și ne întoarcem un pic la bazele economiei. De, de aceea Wallenstein spune va mai avea viitor capitalismul, mm -hmm. pentru că el vede principala criza capitalismului mm -hmm. în aceste uriașe uh, datorii care s-au acumulat Sigur. Și care s-ar putea să facă la un moment dat bun. o implozie sau să ducă la o. o. o destructurare? Gândiți-vă, vă dau dumneavoastră. tema. <laughs> <laughs> tema și încercați să răspundeți. Capitalismul, am spus tot ce am argumentat până acum, capitalismul okay. înseamnă bani, care sunt o marfă. Fie de hârtie, trecând peste tot ce am vorbit eu despre epopeea asta care a venit bazată pe tentația de câștig, tentația mă rog. La ora actuală, asta ar însemna dobânzi pozitive, nu? Păi, îți de dorință dau... Dorim, fi. Aceasta e spiritul capitalismului, asta e principala cerință, paradigmă, cum vreți să o numiți. Certificatul de naștere al capitalismului înseamnă, sau o regula de bază, o... îți dau bani îmi dai mai mulți înapoi cu dobândă. Socialiștii au încălcat-o. Dacă dă faliment o companie, nu. Eu iau bani din altă parte, o bagă, nu, nu execut compania, o rezolv la nivel de monopol și merg mai departe. Adică trebuie să rezolve, să rezolve toți. Toți, exact. Bun. În acest context s-a ajuns într-adevăr la o situație paradoxală. Ca să poată menține funcționarea Americii, Băncii Centrale Europene, a Marii Britanii, a Canadei, a Australiei, au început să apară emisiuni monetare cu dobândă zero sau negativă. Deci, dumneavoastră faceți parte din guvernul Italiei, aveți de, sau despre deci premierul Italiei, aveți de cumpăra niște obligațiuni scadente, pe care le-ați vândut populației sau altor guverne sau unor întreprinzători uh, privați, vine Banca Centrală și spune, ți le cumpăr în numele tău, datoria ta nu crește, dar nu mai ești dator la uh, X. Ci ești dator la mine. Ești dator la mine. Iar mie trebuie să-mi dai înapoi mai puțin bani decât am dat eu. Și în felul ăsta, povara dobânzilor în. Bugetul Guvernului Italian începe să scadă. Da? Asta mai e capitalism? Nu. nu. Ne apropiem de ce? Ne apropiem de, de ce spune de... Da. Deci, o solu... sigur, să nu credeți că lucrul ăsta nu e deranjant, că pe Wall Street se vorbește, dar acolo e un. Ai, fă... Asta dereglează alte mecanisme? Sigur că da. De dereglează mecanismele de economisire. De economisire, da. Păi eu, nicio, dacă băncile îmi, dau, îmi țin banii cu dobândă negativă, păi nu mai depun acolo, mai bine țin la ciorap. Sau nu știu, investesc în tablouri sau fac altceva cu ei. Ideea, ei spun, dacă facem uh, experții care au... Un problem, se cheamă cantitativ easing. Este denumirea clasică, un om obișnuit în America sau, cu atât mai puțin în România, nu poate să facă asta pentru că ar trebui un background intelectual și pragmatic pe care nu-l are. Dar, dacă intrați pe presa de pe Wall Street la american, unde să dau cotațiile și unde apar articole, unele chiar analizează ce spun eu. Cel care scrie articolul un expert aparține unei firme de consultanță. El nu face asta ca să educe populația, decât până la un punct. Urmă... Trebuie să-l facă dependent de expertiza lui. <coughs> da. Și spunem în final, dacă vreți să vă protejați de nebuniile care poate să apară, veniți la noi. Eu nu-i acuz de credință. E clar că știu mai mult și e clar că ei vor să salveze economiile ca să aibă clienți. Deci e cumva cui pe cui să scoate. Ei, într-un fel, se întornește. Adică, atenție. Ei au creat un produs. <laughs> au creat un produs. Produsul ăla nu e grozav. Care, dar trebuie vândut. Trebuie vândut un alt segment de public. Un alt segment și spune, dacă vreți să scăpați de asta, veniți la mine. Asta e capitalism. Ce face omul simplu? Omul simplu trebuie Ca să, să apeleze la expertiza aia sau să nu mai investească sau nu știu ce poate să facă. Sau să-și facă o balanță a cheltuierilor și a veniturilor? Sigur că da. Să-și să o fie... evidență, să-și facă un plan eu... minimal vorbind. Acum, sigur, dacă spun asta, o să fiu acuzat de... Cel mai bine să nu fiu îndatorat. Da, banchierii dacă te au că spui asta, devii Sau ciudate. să fii îndatorat atâta timp atât cât, cât poți, poți plăti să plătești cât poți și să plătești. ai o, o relaxare. Sigur că da. Dacă riști, creditările sunt foarte riscante. Și nu pe presupune, ci pe concret. Da, pe concret. Pe de altă parte... La această criză s-a ajuns într-un într context foarte clar. În momentul în care băncile americane, în 2008 mai ales, au căzut masiv pentru că acolo erau pierderile de care am vorbit, guvernul american le-a răscumpărat datoria. Adică ei numesc bancherii creditele putrede. Au recapitalizat băncile cu bani reali emiși de Fed, Banca Centrală Americană, și sistemul bancar american a fost salvat. Dar cu ce preț? Au crescut datorile guvernamentale. Riscul a trecut din sistemul bancar asupra întregii populații. Acesta e momentul în care îl trăim. Bun, rău, perfectibil, nu știm. Există strategii extrem de, de clare. Se vorbește de monedele cripto care nu pot fi controlate. S-a se se, auzit, eu nu transfer zvonuri, le-am citit, sunt oameni serioși care spun asta, că guvernul chinez și susținut de Rusia vrea să pună, să introducă o, o criptomonedă, țineți-vă bine, acoperită în aur, wow. ca să dărâme dolarul, deci ne putem aștepta la convulsii Mișcări și bătălii, de... pentru că faza actuală, Wallerstein, Aș știu ce spune. Este o fază de transformare în, a capitalismului. El nu va muri mâine, dar se va transforma. El nu va. Și nu știm neapărat nu cum știm, se va transforma. Putem, se va, putem să previzionăm. Să dar previne, doar care măsură. În momentul care spun, dar nu știm care sunt reacțiile, reacțiile ca să contracareze transformările. Nu suntem supraoameni. Plus ca că să, nu știm reacțiile celorlalți. reacțiile celorlalți. Pentru că reacția la disperare de a nu pierde piețe, de a nu pierde. E, exact. Financiar, să fie... E legat de politic, arme nucleare, sunt aici niște bătăliri teribile, implicați. dar în, în contextul ăsta este clar că este un proces de transformare nu creativă, cum a spus și e un Peter, e haotic, sau bazat pe, inter, pe interese. Eu cred că, citez aici un autor rus, Nicolae Starikov, el spunea, lumea contemporană nu e atât de complicată cum credem. E o lume în care nu mai există reguli morale, ci doar interese. Cred că are dreptate. L-am citat pe Nicolae Staricov. Are o, o carte fenomenală uh, Naționalizarea rublei, spune el. Adică ruperea rublei de dolari. El spune naționalizarea rublei. Calea spre eliberarea Rusiei. El consideră că Rusia este sub dictatură americană pentru că rubla e acoperită în dolari. Aici are dreptate nu e chiar o dictatură, dar e o dependență, e o diminuare mare a suveranității unui stat care se vrea puternic. Nu, noi nu o mai avem de mult, pentru că această dependență de rezervă valutară e valabilă pentru 200 de state pentru, de pe planetă. Numai China, Rusia și încă două, trei țări își pot permite să facă abstracție. Și atunci Starikov spune în felul următor. Lumea contemporană e o lume în care nu există secrete. Numai că secretele care trebuie bine păzite sunt puse la vedere. <gătări> e e trebuie numai să știm să le spune. citim. Da, dar spune, lumea trece pe lângă ele și nu le observă. Pentru că nu știm să le citim. Nu știm să le citim sau... Nu știm să le contextualizăm. Ele sunt acoperite, lucrați în, în media, prin uh, detalii care abat privirile. Dacă dumneavoastră puneți într-un tablou, un nud, și tablou are în spate o catedrală, iertați-mă, e o blasfemie. Da, nu. da, da, corect, nu, corect. Dar spun altceva, o Un muzeu. Frumos, un muzeu. Unde se uită bărbații? Poate corect. să aibă 90 de ani. Asta înseamnă. Asta... Manipulare se cheamă. Da. Informația e acolo. Nu te poți plânge că. Și s-a ascuns. Nimeni n-a acoperit-o. Nu, 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 acoperit. nu poți acuza pe nimeni. Nu pe poți nimeni. acuza pe nimeni. asta e lumea. Deci te salvează un anumit discernământ, intuiția. Un anumit nivel de cunoaștere. Un anumit nivel de cunoaștere. Preocuparea pentru a, a cunoaște și de a afla. Pe toți ne salvează asta și eu spun o anumită intuiție care ține și de creator pentru că uneori cineva ne spune gândul cel bun. Iar când nu a... E vorba de interes. De, in de intenție, interes, intenție. De interes. Sigur. Din păcate, nu avem o literatură, nu de știință popularizată, dar accesibilă. Unele lucruri sunt ca cele din tablou anterior. Apar, de, apar, de, apar articole fragmente fragmente și, sporadice și cu titlu de observații mari și spuse da. de specialiști, dar dacă știi să le citești. E bine dacă nu citești printre rânduri și ai un grad de necunoaștere destul de da. mare. Foarte, foarte ușor de obținut, dar pe care oamenii o eludează pentru că spun, nu-i treaba mea. Băncile sunt niște, niște companii foarte interesante. Sunt foarte fragile. Extrem de fragile. De ce? Ele se bazează pe, pe un privilegiu extraordinar. Cine acordă credite poate să asigure o viteză de rotație a creditului. De exemplu, eu sunt bancher, am 1000 de dolari și fac o bancă cu 1000 de dolari. Dau credit unui prim client. Clientul ține creditul la mine în bancă. Pentru că nu ia banii acasă, ca și aurul. Nu îl ia de la mine și începe să facă tranzacții printr-un cont de la banca mea. Cel cu care face tranzacții are contul tot la mine. Cred că am explicat. Cu e ca și în acea anecdotă că John primește 100 de dolari și plătește furnizorul, furnizorul plătește producătorul. Sunt... Și banii deci, se întorc? Banii se întorc, și dar această viteză de rotație îi înmulțește încât activele, partea de pasiv, este acoperită de capitalul băncii, propriu. Adică tot ce vorbim de a achiziționa omul, da. tot ce a achitat cu acel credit. Se transformă în active undeva, iar la pasive, deci ca finanțarea băncii, apar cei care depun economiile. încât capitalul împrumutat de bancă și capitalul propriu uh, se, se, se polarizează. Capitalul bancar e doar 6% din totalul pasivelor și activelor. De asta sunt și vulnerabile. De asta sunt vulnerabile. Deci uh, vulnerabile pentru cei care depun sau pentru cei care, dar nu pentru bancher. El pierde 6%, restul pierd 94%. Atunci băncile o spun fără. Uh, Bă, nu, dar aceasta este știința, uh, ăsta e statutul lor. Nemții le numesc tentația diavolului. Mă rog, asta e o chestie... De nuanță <laughs> și de, de exprimare. De, ispitele da, sunt da, de, tentația diavolului. Și în contextul asta, bancherii spun, bun, e criză, Am făcut investiții greșite. ne a fentat. Sunt niște debitori care au fugit cu bani. Dăm faliment. Dar... Nu mai e treaba noastră să acoperim debitele, că nu avem din ce. Noi dăm 6%, banii ne am recuperat de mult și rămân milioane de oameni care încep să urle și ies pe stradă și dărâmă guvernul. Atunci guvernul vine și spune, nu pot să-mi permit luxul ăsta. Acoper pierde. Și ei știu. De, de e nevoie de bancă centrală. Banca centrală trebuie să fie foarte vigilentă. Cea care reglementează. Care reglementează și care asigură auditul băncilor comerciale. Nu le lasă să facă... Vorbim de această O ordine. Ordine, e perfect. E, dar în momentul în care băncile, gândiți-vă, își pot plasa activele pe bursă, ele plasează fonduri de pensii sau economii pe bursă, dacă cade bursa, ca și băncile. E, în America încă e permis așa ceva. Ar trebui tăiată treaba asta. Dacă ești bancă, dă bani numai în economia reală. Nu intra cu bani în economia financiară. Că atunci se creează o bulă. Mă întrebați de ce? Pentru că, pentru americani, bursele sunt numite catedrale. Să știți că la deschiderea bursei poate că ești într-o biserică. Există acolo 100 de, de jucători în răiți care sunt chemați și aplaudă frenetic să cânte imnul american și crezi că e... E un patriotism de, asta, de de cas jos. Asta e pentru americani. Bursa e o catedrală în lumea de aici. Capitalismul e o religie terestră. Dumnezeu e în ceruri, aici pe pământ, banul, jocul la bursă, consumul, distracția sunt ceea ce motivează. Poate eu am exagerat. Nu toți americanii sunt la fel. Nu, nu toți simt toate astea. Nu toți simt. Și eu spun tentația părții materiale la acest model de cultură. E un model cultural deja.